Salutări! A venit momentul adevărului, testul de paternitate, la propriu, să vedem cine s-a împerecheat cu femeia de Champagne, Head Ghost. Inițial am împerecheat-o cu masculul de banana. Să vedem, e multă mizerie la el aici, dar dacă am refuzat să mănânce, așa că secretul când refuză un șerpe să mănânce, să nu-i faci cura des. Până la urmă am mâncat. Asta e banana, are aici un pic de zeamă de ușoare. El e galben, femeia de Champagne relativ galbenă. Eu am o vagă bănuială că nu e doar Head Ghost, s-ar putea să fie chiar Mimosa, să fie Champagne Ghost, pentru că e mult prea deschisă la culoare. E, și el este masculul de Butter Ghost, din păcate în năpârlire, dar nu e chiar mult mai închis la culoare decât e aici. E un șarpe destul de galben, se asemănă oarecum ca și banana la colorit. Practic ceea ce am încercat să creez a fost un Champagne deschis la culoare. Un Champagne maxim ar fi banana Champagne, banana Champagne, varianta 1 sau varianta 2, Champagne Butter Ghost, se mai zice și Buttery Nipple, nu știu de unde a venit numele ăsta, e destul de interesant. So, să vedem acum cine este tata la copii. Ai, pisici. Champagne? Și ce? Nu-mi dau seama. Champagne. E sigur 100% Champagne. Champagne. E dunga pe spate, da. E Ghost. Să fie Champagne, Butter, Champagne Ghost, Mimosa. Ah. Ah. Testul ADN a fost inconclusiv. Mai încercăm un test ADN. Avem 6 testuri ADN la discreție. Să vedem care dăm. De mascul. Există o posibilitate ca ambii masculi să fie tați. Pentru că se poartă la legal. Când femeia e bagaboantă și umblă cu mascul diferit, pui să fie diferiți. Da, ne-am lămurit și de data asta. Champagne. Mimosa. Avem mimose? Mimoze? Avem mimoze? Oare chiar femeia e mimosa? Sau e doar Champagne Head Ghost? Am cumpărat-o ca head. Nu știu exact care a fost împerecherea, dacă a fost Champagne cu un ghost ca părinte sau head cu head, head cu ghost. Nu ne-am lămurit deloc. Încă un Champagne. Încă un Champagne. Tot la și numai de Champagne. N-ar trebui să fie numai Champagne, pentru că până la urmă nu există Super Champagne. Sau Super Champagne există, dar nu trăiește. Pentru că și Champagne, la fel ca și Spider, Hide the Gin Woma, Sable, Woma și parcă mai e ceva care sunt șerpi cu Wobble, șerpi care nu trebuie să împerecheați între ei, pentru că puii lor vor, în cazul în care vor ecloza, vor ecloza morți. Hai să vedem, deci avem 3 Champagne, jumate din clarci este Champagne. Adică șansele s-au dus pentru Champagne, acum ar trebui să ne avem și așa. Sau poate avem pentru Champagne. Cum ar zice toți crescătorii de regali, money.
here is the money, ne umple de bani. Frate, niște gene care ne umple de bani. Sau niște animale pe care poți să le dau la timp pe ce vreți. Hai, Sicti. Hai, Sicti. Champagne. Niciun pattern, tati, niciun pattern. E patternless. Hă? Se vede, nu se vede. Champagne. Seamănă le uciste chiar. Nu se vede, e alb complet. E și puțin mai devreme, trebuie să... După năpârlire o să arată altfel. Da. Dă-mi, ia să vedem pe spate. Vede, a, nu, e lateralul. Nu. E lateralul și nu e aproape nimic, da. E alb. Da, e aproape. Ce satane se întâmplă aici? Ce satane se întâmplă? Hai, mă, lămuriți-mă. Încă două. Încă două. Ce ar fi să mai fie încă două șampuri? Eu vorbă bătânească, m-aș căcam pe ăștia dârzi. Hai, mă, dă-o, nu pot să cred. Lasă-mi pisici. Champagne, tati. Champagne, nu? Ideea e că nu-mi dau seama. Așa că e la lumină. Asta e aproape, de ce aproape alb? Deci nu să-mi dau, nu-mi dau seama. O să-ți dai seama după năpârlire. Sper. Să te crezi dacă e banana champagne, sau butter champagne, sau butter go champagne. Sau ce e cu șampeni? Există și altceva în afară de șampeni aici? Ah, avem nevoie de marfă. Pe mea l-am luat în 2016 de la Ham. Am luat-o indirect spus pentru că nu dorisem eu inițial. Am avut un prieten după care a zis că bă, se răzgândește și am zis bă, dacă tot am vorbit cu crescătorul, nu mai dau înapoi, că mi-e rușine. Și până la urmă am luat-o, cel mai scump regal pe care l-am achiziționat, am dat pe vremea aia, nu știu, vreo 150 de euro, mi se pare cu reducerea pe care am oferit-o la ceva și. Pentru că am luat mai mulți atunci de aia. Ăsta trebuie să fie animalul care ne... Și hai cu atmosfera, acum e. Mă pare un pic mai închis la culoare, ăsta cred că ne... Da, mă, hai mă, că ăsta e altceva. Ăsta e altceva? Wow, nu pot să cred. Ăsta cred că e un bata, după cum arată. Sau un normal? Sau un... nu, e un bata. E sigur? Da. E un bata. Nu, cred că e un bata. Cred că e un ghost. Zici? 99% sunt sigur că e ghost. E ghost. Are, stai puțin să punem puțin mai la umbră. Are blushing-ul ăsta aici. E ghost. Da, uite, stai să... Ghost. Apasă și tu pe buton să... Așa. E ghost. Da. Deci, ne-am lămurit. Da. Butter, m-a dus să-l felicit. El este tatăl, va trebui să plătească pensia alimentară pentru puii ăștia. Butter Ghost, Butter Ghost este cel cu care a fost împerecheat ultima oară. Ghost, sper să fie femelă. Am avut o femelă acum câțiva ani de Ghost, mi se pare că am cumpărat-o tot atunci cu șampanul de la Ham, care mi-a murit la un moment dat, nu mai știu exact de ce. Dar, 5 șampani care e posibil să fie mimosa, care e posibil să fie din 5 șampeni, e imposibil să nu fie un champagne butter mimosa, adică ăștia albi, mai mult ca sigur asta sunt, și un ghost. Mai mult de atât, nu cred că puteam să aștept la claciul ăsta. Cred că vor fi două exemplare aici, care vor rămâne acasă.
la dracu, pentru că deja aici încep să se strângă, foarte mult șerpi. Ghimohavele, care a ieșit prima oară, practic asta e prima mea serie de regali pe care am scos-o vreodată. Anul ăsta e prima oară când scot regali. Ghimohave îl păstrez chiar dacă e mascul. Dar aici, după racul cu Core Snake, am doi lavander terrazzo. Am zis în clipurile trecute că sunt lavander Motley Stripe, dar de fapt am citit mai mult, sunt terrazzo, dar asta și adulții sunt așa micuți, pentru că gena terrazzo e mai micut. Animalele terrazzo sunt mai micuțe, sunt mai subțirei. Avem așa, lavander terrazzo. Doi lavander terrazzo. Am opal, lavander albino. Ăsta, pe măsură ce crește, se va transforma într-un aproape alb. Așa. Ce-am așteptat, ce-mi doream, anerite sera, nu mă interesează ce este. Poate să fie și mascul, poate să fie și femeie, îl păstrez pentru că îmi plac max anerite. Pesera, de 4 pesera, ăsta ar fi una dintre variante, mi se pare cel mai roșu dintre ei. Ăsta varianta numărul 2. Cei care mă urmăresc pe Facebook și pe grupul de Core Snake au văzut că am postat I love Core Snake și love, inimioara e făcută din capul acest exemplar. Dacă sta. Avem puțină răbdare. Da. Ăsta. Deci unul între ăștia doi, sper să fie femelă, să-l păstrez. Sper să nu zi amândoi femele, pentru că ar fi mult prea greu să decid care dintre ei. Ok. Zilele trecute au ieșit Kingsnake. Și am aici. Ușor. Am aici un Kingsnake Stripe. Dacă e femelă, o să-l păstrez. Pare destul de frumos. Și mai e un Kingsnake. Eu nu l-am văzut inițial. A fost în vizită Mircea Barbu, care mi-a adus ceva, dar ce mi-a adus vă voi arăta în clipul următor. Ăsta? Aia nu e pattern așa de interesant, dar are ochii super mici. Subdezvoltați, microscopici. Ambii ochi. Eu nu mi-am dat seama, pentru că are ochii, dar n-am băgat de seama că nu are ochii dezvoltați. Deci asta înseamnă că am de aici 5 corni, unul sau doi king, un regal. Regalul leucistic, cred că o să-l dau până la urmă. Și de aici, posibil, dacă ghost e femelă, super asta îl păstrez și dacă și la champagne butter sau champagne butter ghost o să păstrez o femelă. No! Asta a fost ultima pontă de regali. De fapt nu e ultima pentru că mai aștept o de la vreo două femele. O să vedem pe viitor. Cu corni am terminat practic aproape tot ce înseamnă inobare pe anul ăsta s-a dus. Așa că ne auzim data viitoare cu alte chestii interesante. Vă salut și nu uitați, promovați Terraristica!